2-2-2, salutare dragi prieteni, ce faceți? Nu ne-am mai văzut de mult, dar în timpul acesta nu am stat degeaba. Vreau să vă prezint site-ul eromana.ro, un site dedicat limbii și literaturii române, dedicate valorii naționale și bacalaureatului. A, niște chestii foarte mișto, aici avem jocuri online, da, e un site care îmi permite să mă joc, uitați aici ce mișto! Fac pariu că de mici v-ați dorit să conduceți un avion și puteți face treaba asta, puteți conduce un avion și puteți să ghidați avionul spre anul câștigător, da? Ce frumos cu mouse-ul, nebunie, pe aia vine următoarea întrebare, da? A doua parte se numește, nu? Glasul pământului sau glasul iubirii, ia să vedem, pac, 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 dăm aici, glasul iubirii. Ce frumos, ce frumos, câtă acuratețe. Bun, lăsând la o parte aceste jocuri pe care vă invit să le jucați, da, să vă distrați, desigur, vom discuta despre modelul oficial, îl găsiți aici, să nu faceți asta în momentul în care intrați pe site, să nu dați X. Și aici avem tempe reale, aceeași treabă ca la uman, la subiectul 1 și 2. Observăm că nu avem surprize, nu sunt surprize, structura este exact aceeași, 5 cerințe. Unele un pic dificile, să spunem așa, dar nu exagerate de dificile. Un text epistolar aici, o scrisoare, sunt fericită că îmi scrie despre noi la revelații. E cu literatură, e un text despre literatură, despre idiotul lui Dostoevski, un scriitor deosebit rus, merită să-l citiți, e un text argumentativ, decent, dacă lectura este sau nu o modalitate, de atât detașat de realitate, cu toți am citit, sper, măcar o carte de-a lungul vieții, măcar Jurnalul lui Adam și... Știm dacă ne putem detașa de realitate, ne putem construi o altă realitate, putem fuziona cu personajele, putem obține cunoaștere prin intermediul lecturii. La B, un text din bătrânul Georgica Bacovia, Pălind, se numește Poezia, cu Sunt solitarul pustiilor piețe, cu tristele becuri, cu pale lumină, deci... Ideea poetică și mijloacele artistice, au mai discutat de multe, multe, multe ori despre ce presupune acest tip de cerință. Veți avea o rezolvare, da, full, să zic așa, mai puțin subiectul 3, o rezolvare full. Pregătim ceva deosebit, lansăm ghidul pentru bacalaureat, versiunea 2.0, să spunem așa, da? Ghidul de anul trecut conținea tot ce trebuia să știți pentru subiectul 1 și 2 cu materiale video. Urmează ghidul full și cu eseuri pentru subiectul 3. Am încercat să scriu eseuri mai simple. Evident depășesc 400-500 de cuvinte, depășesc cam 500 de cuvinte toate. Și sunt menite nu tocelii, ci înțelegerii. Și pentru cei care vor să tocească, merg și tocite, pentru că nu sunt termene atât de dificili. Sunt făcute pentru cei care vor un ghid care chiar să funcționeze, care chiar să-i ajute să obțină o notă de trecere, evident, nu 10, 7, 8, deci o notă decentă. Aici un auxiliar complet pentru care am muncit toată vara și lansăm în curând, mai are Florin puțin de muncă, La partea de design, pentru că va fi online și nu o să coste foarte mult. La subiectul al treilea avem un eseu de 400 de cuvinte, un personaj dintr-un pas cult, particularități de construcție, de obicei model oficial este mai greu. Probabil că nu ne vom confrunta cu particularități de construcție. Ghidul pe care îl vom lansa o să conțină toate cele trei tipuri de cerințe, particularitățile operei, da? Particularitățile personajului și relația dintre două personaje. Deci o să fie top. eromana.ro veți găsi o rezolvare. Mâine structura rămâne pe aceeași, nu avem surprize, ceea ce este bine, vă iubesc, toate cele bune.